Sunt la stângă, bun găsit! Miracolul ce l-așteptam de la Universitatea Clujii nu s-a produs. Fotbaliștii pregătiți de gerigane au fost învinși grație unui gol înscris de fostul lor coleg Alin Buleică. O înfrângere care pune între noi și echipa de pe locul 14 numai puțin de 7 puncte, care par din ce în ce mai greu de recuperat. Din păcate, ceea ce speram cu toții nu s-a întâmplat la Cluj. Gerigane a trimis în meciul de aseară un 11 de start ofensiv cu Panagopoulos în poartă, Dananae Durimel Tătaru, înlocuit la pauză de Asanović, Jalilov, Vranikovic, Olah, Brata, Tole, care a evoluat până în minutul 61 fiind înlocuit de Hasanović, Florin Costea și Joel Thomas. Să urmărim în montaj cele mai importante faze ale jocului. În minutul 18, clujenii solicită un penalti, dar centralul acestei partide lasă jocul să continue. Bate Dinu, dar nu a atacat nimeni poarta în acea zonă, respinge Jalilov, Hens la Vranikovic. Nu au văzut însă arbitrii Hens. Același lucru se solicită și minutul 40 la o pătrundere în careu a lui Dănănaie. Dinu cu o pasă bună pentru Borza, controlat de Dănănaie. În minutul 55 Florin Costea înscrie, dar golul este anulat pentru offside. Vine centrarea lui Brata și este offside. Și, pe fondul superiorității numerice după eliminarea lui Vranikovic, ex-severinanu Buleică înscrie golul de 3 puncte pentru Universitatea Cluj. Buleică, frumoasă fenta, pătrunde în careu, Buleică, gol! În minutul 80, CSS-ul Severin are șansa egalării, dar lovitura liberă excelent executată de Florin Costea este scoasă miraculos de portarul clujean Boșneag. Bate Florin Costea, vine șutul lui Costea, scoate Boșneag de sub transversală. Pe final de joc, severinenii mai solicită un penalti la un fault asupra lui Joel Thomas. Și așa s-a scris istoria unui joc care, din păcate, ne cam îndepărtează de zona de deasupra retrogradării. Aseară s-au încheiat jocurile unei noi etape din Liga 1, care a adus unele modificări, mai ales în zona retrogradării. În fruntea clasamentului, chiar dacă joacă cu gândul la meciul de joi, Steaua continuă să facă legea, aruncând Ceahlăul Piatra Neamț pe un loc retrogradabil. Aseară s-au încheiat jocurile etapei a 22-a din Liga 1 cu o surpriză la Vaslui. Iată însă rezultatele integrale ale acestei etape. Cu 21 de puncte, Universitatea Cluj a trecut peste linia retrogradării, acolo unde a coborât Ceahlăul cu 20 de puncte, și rămân în continuare CSMS Iași cu 19 și CS Turnul Severin la egalitate de puncte 14 cu Gloria Bistrița. Etapa viitoare CS Severin va întâlni pe teren propriu Gazmetan Mediaș. S-au încheiat întrecerile etapei județene a campionatului liceilor la fotbal. După finală, care a avut de toate, echipa colegiului tehnic domnul Tudor a reușit să învingă colegiul pedagogic Ștefano Dobleja, câștigându-și dreptul de a reprezenta județul Mehedinții la etapa de zonă. Astăzi s-au disputat ultimile partide ale etapei județene a campionatului liceilor la fotbal. În semifinalele competiției, echipa colegiului pedagogic Ștefano Dobleja a învins cu 3-1 Colegiul Național Gheorghe Țițeica, în timp ce disputa dintre Colegiul Tehnic Domnul Tudor și Colegiul Lorin Sălăgean a fost tranșată în favoarea primilor cu 5-3. În finala mică, Colegiul Național Gheorghe Țițeica a învins cu 8-6 Colegiul Lorin Sălăgean și a ocupat locul al treilea, în timp ce disputa dintre Colegiul Tehnic Domnul Tudor și Colegiul Pedagogic Ștefano Dobleja s-a încheiat cu 6-4, echipa de la Domnul Tudor urmând să reprezinte județul Mehedinți la etapa de zonă. La sfârșitul acestei săptămâni, Inspectoratul Școlar al județului Mehedinți va organiza și o etapă de zonă la handbal, asupra căreia vom reveni cu amănunte. Atât pentru astăzi din sportul mehedințean, mâine revin cu alte informații. Vă doresc că până atunci numai bine, sunt la stângă pe mâine!